Au urmat spitalele, acum urmează autobuzele și probabil că vor urma alte zone ale activității noastre. STB o să dea explicații. Dar cum să zic? O secundă. Sunt două lucruri aici. Curățenia este, se face, nu este la standardele pe care le vrem, pentru că asta ar necesita niște investiții pentru care în momentul ăsta nu avem bani, pe de o parte. Pe de altă parte, ne-am dorit să schimbăm linoleul din toate tramvaiele, da? Și din toate autobuzele, pentru că sunt unele care, unde lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat de 10-15 ani. Dar nu avem 40 de milioane de lei în momentul ăsta ca să-l schimbăm. Și de asta aspectul poate să pară, adică nu e neapărat o problemă de curățenie, cât este o problemă de cum arată. De când s-a scumpit biletul, oamenii totuși au niște așteptări. Ce adică s-a scumpit biletul, până s-a la dublat, urmă, s-a... Pentru că este mizerie. Nu este mizerie, haideți. Adică este rezonabil